bucătărie dimineața, tipa fredonează fericită în timp ce pregătește micul dejun. Dragule, tu te-ai mai căsători încă o dată cu mine? Ei, asta e. Ce întrebare. Păi tu chiar vrei să ne certăm de dimineață? Soțul, m-am săturat să fiu în casa asta mereu vioara a doua. Soția, bucură-te că mai ești încă în orchestră. Soțul și soția la plimbare. Atmosfera lâncezește, nu prea au ce să-și spună, aerul este apăsător. El: ah, uite, dragă, copacul sub care ne-am cunoscut. Am putea pune o plăcuță comemorativă. Tipa extrem de acră, da? Mai degrabă un avertisment. Altă familie. Soțul și soția se pregătesc să meargă la teatru. Draga mea, ești gata? Da, 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 mai trebuie doar să mă fardez. Aha, bun, să te valez. Și la care fază ești? Încă mai chituiești? Sau ai trecut la vopsea? Soția către soț: dragul meu, ți-am pregătit o surpriză de ziua ta. Serios? Să văd. O clipă, stai să mă îmbrac. Doi tipi la un bar. Ieri era cât pe ce să fiu jefuit. Am avut mare noroc cu soția mea. Păi ce a făcut? A fugărit hoții? Nu, nu. Cheltuise toți banii. Doi tipi stau la o bere. Soția mea este însărcinată. Și ce te uiți așa la mine? N-am avut nimic cu nevastă ta de câțiva ani buni. La nuntă. Un nuntaș cam pirit, prieten cu mirele, îl cheamă pe acesta la o discuție într-un colț mai liniștit. Ascultă. În căsnicie este foarte important să ai o viață sexuală împlinită. Tot secretul este să nu dai de bârnit acasă. O tânără pereche în luna de miere. El: draga mea, aș dori să te sărut într-un loc unde nu te-a sărutat nimeni. Vai, dragă, dar eu în talpă mă gândesc tare rău. Două tipe stau de vorbă la bar. Vai, dragă, tu ai făcut vreodată concediu fără soțul tău? Da, acum 7 ani. Și ți-a plăcut? Da. Dar soțului tău, lui, i-a plăcut? Cred că i-a plăcut, i-a plăcut și lui. Încă nu s-a întors. Pentru vacanță la mare, soțul își găsește soția în brațele altui bărbat. Ascultă, te rog să o lași în pace pe soția mea, altfel vei plăti scump. Poftim? Trebuie să plătesc de 2 ori? Două prietene se întâlnesc după mulți ani. Vai, dragă, ce mă bucur să te revăd! Ce mai faci? Ce face fiica ta? Oh, e bine, a crescut. Are deja și un prieten. Un prieten? Vai, ce trec ani. Ei, da, un prieten, are un prieten, dar nu mai vrea tu să crezi. Nu, 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 nu. E o iubire platonică. Platonică, adică... Platonică, cum? Cum adică? Ei, ce tu nu știi? Platonică, dragă, nu ia bani de la el dimineața. În sala de judecată, judecătorul: acuzat, recunoști deci că în stare de ebrietate ai bătut 3 oameni la gară în sala de așteptare, după care ai ieșit pe peron. Însă, după câteva minute, te-ai întors și ai mai bătut încă 2 persoane. Cum explici? Cum explici comportamentul acesta? Păi, cum să vă zic, trenul meu avea întârziere. Doi turiști ajung la o stână. Ploua de o săptămână
și cei doi îl întreabă pe cioban. Bade, bade, aici la voi plouă în continuu. Nu, 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 iarna ninge.